Bună, eu sunt Tines și astăzi mi-ar plăcea să vorbim despre ce înseamnă ascendentul în gemeni. În primul rând, ce înseamnă ascendentul? Pe scurt, ascendentul este felul în care ne percepe lumea din exterior, este prima impresie, este energia pe care o simte o persoană pentru prima dată atunci când te vede o persoană necunoscută, de exemplu, dacă ești Uh, să zicem, leu, dar ascendentul tău este în gemeni, înseamnă că dacă noi doi ne-am întâlnit pe stradă, să zicem, random, și eu te-aș cunoaște pe tine, eu pentru început, deci prima impresie, uh, aș vedea gemenii, aș vedea ascendentul tău și după aia, dacă te-aș cunoaște mai bine, aș vedea, după aia aș simți energia leului. Cumva unii zic că este masca cu care ne prezentăm în societate, Mie nu-mi place să-i spun mască, mi se pare un cuvânt cam uh, care se poate interpreta în multe feluri și care nu are cea mai pozitivă conotație de cel mai multe ori, dar cumva este un fel de mască. Anyway, dacă vrei să știi mai multe, poți să te uiți la clipul uh, despre ascendent, am să las linkul aici jos. În primul rând, hai să vorbim un pic despre caracteristicele principale. Gemenii sunt zode de aer. Deci, dacă este zodie de aer, înseamnă că este mai axată, în mod, să zicem, spontan, natural, pe partea comunicativă și pe partea uh, informațională. Zodele de aer sunt mai, uh, mai mult cu creierul, să zic așa, ca să fie pe înțelesul tuturor. Uh, Gemenii sunt guvernați de planeta Mercur. Mercur este o planetă foarte intensă. Și Mercur în astrologie reprezintă felul în care gândim, este mintea, este uh, felul în care comunicăm de cele mai multe ori. În cazul gemenilor, gemenii sunt foarte uh, buni, să zicem așa, pe partea comunicativă. Deci, uh, gemenii vorbesc mult <laughs> și le place să învețe informații noi, le place să studieze lucruri noi, sunt foarte uh, realiști, pot fi și foarte Uh, critici uneori, dar uh, în mare parte, gemenii sunt acele persoane care comunică foarte mult prin cuvinte. Asta în cazul în care uh, nu există ceva lună pe undeva care este un pic mai introvertită, dar anyway. Deci, în exterior aceste persoane, persoanele cu ascendentul în gemeni, cum se observă? Sunt acele persoane care mereu vorbesc cu cineva, sunt uh, implicați în tot felul de discuții, sunt peste tot, mintea lor este peste tot. Când uh, se gândesc uh, uh, la ceva, sar în mintea lor de la... construiesc efectiv tot felul de conexiuni. Uh, le place foarte mult să... Uh, să fie în centrul atenției, dar în așa fel încât să fie funny, să fie amuzant, să fie uh, good vibe. Uh, Diferă, de exemplu, de cum ar vrea un leu să fie în centrul atenției, ca să înțelegem așa. Și din exterior sunt acele persoane care, sau un rac, <gânguia> anyway, uh, din exterior sunt acele persoane care când te uiți așa spui că măi, omul ăsta chiar știi ce face, știi ce vrea, comunicativ, vorbește. Dacă vorbești cu ei, efectiv ai să vezi cum ochii lor mereu sunt peste tot, pentru că gemenii sunt, în mai multe cărți am citit că sunt asociați cumva cu argintul viu, pentru că sunt foarte rapizi. Și nu doar din punct de vedere mental, ci și din punct de vedere al energiilor. Sunt peste tot, efectiv, se mișcă foarte repede. Uh, dar ce aș putea să mai adaug este că, ce aș vrea să mai adaug este că gemenii sunt și foarte complex și este o zodie foarte, foarte complexă și ca să înțelegi în să zicem, să înțelegi energiile principale din astrograma ta, trebuie să-ți cunoști soarele, ascendentul și luna. Astea trei împreună, zoidele astea trei împreună, împreună sunt, uh, cum să zic eu, nucleul. Sunt ceea ce Dune vin, uh, vin impulsurile, dune vin uh, anumite trăsături, anumite comportamente. Deci sunt toate trei foarte importante. De asta poate că dacă citești sau auzi despre ascendentul tău, nu rezonezi 100%, pentru că poate trebuie să știi și despre luna ta sau poate nu rezonezi, zici, ok, dar eu nu sunt doar așa. Este normal să se întâmple lucrul ăsta. Dar ascendentul, de ce este important? Pentru că este felul în care noi abordăm lumea, felul în care noi comunicăm cu ceilalți, felul în care abordăm viața, dacă stăm și ne gândim, pentru că cum te descurci în lumea exterioară, cum ești perceput, cum la ce ești bun, ce poți face, ce, ce, ce înclinații ai, ce talente ai. Și gemenii sunt zodie mutabilă. Zodiile mutabile sunt zodiile care se adaptează cel mai repede. Gemenii, oriunde îi pui, ei se adaptează. Dacă ai ascendentul în gemeni, ai aceste calități din partea gemenilor. Deci trebuie să te gândești că cumva aceste trei zodii chiar sunt trei părți din tine. Tu ești toate cele trei zodii, nu doar zodia pe care probabil o știai, soarele, soarele tău și atât. Deci este indicat să zicem așa, dacă vrei să știi mai multe, să te cunoști mai în profunzime, să studiezi despre gemeni ca și cum ai studia cumva și despre zodia ta. Uh, ce voiam eu să zic mai devreme și mi-a fugit gândul ăsta pentru că vorbesc mult și eu, deși eu n-am niciun gemen sau cred că am ceva, un singur gemen, dacă nu mă știu, nu mai știu unde, în astrograma mea, uh, dar <laughs> anyway, care este ideea? Geminii nu sunt împrățișați, nu sunt acolo într-un act de -asta de iubire frățească, nu, ei sunt în opoziție pentru că nu sunt așa, ci sunt așa. Unul trage într-o parte și unul trage în cealaltă parte. Acest lucru se poate observa, se poate traduce printr-o dualitate foarte intensă și așa cum uneori ai momente în care ești foarte sociabil, foarte comunicativ. Foarte uh, expansiv, uh, prietenos, așa cum uneori ești așa. Sunt momente în care ești foarte retras, foarte uh, închis, foarte gânditor, foarte uh, independent, ai nevoie de spațiu, ai nevoie de liniște. Deci, gemenii de multe ori oscilează între aceste două stări. Persoanele cu ascendentul în gemeni, pardon. Deci sunt, de exemplu, nu știu, poți să fii orice zodie și nu te cunosc exact, ești o persoană nouă pentru mine. S-ar putea ca într-o zi să mă văd cu tine și să fii foarte prietenos cu mine, foarte comunicativ, să fii foarte curios, să vrei să știi tot felul de lucruri, să pui multe întrebări. După aia ne vedem peste două săptămâni și ne întâlnim, ești foarte tăcut foarte, sau tăcută, ca și cum gândești mereu ceva și nu reușești să ieși din mintea ta, pentru că Mercur cumva cam asta face, Mercur te face să analizezi totul foarte, foarte bine. Și uneori persoanele cu ascendentul în au tendința să cadă în această capcană în care se gândesc prea mult, analizează prea mult și nu reușesc să mai Simt lucrurile așa cum, din plin. Le, le simt pentru că gemenii la bază sunt, sunt fragili, sunt emoționali, chiar dacă acest lucru se observă foarte greu la ei, sau cel puțin asta am observat eu, pentru că din exterior par totuși persoane reci sau nu la fel de. Um, nu arată atât de mult. Uh, poate arată prin alte metode, dar nu arată prin afecțiune sau prin înțelegerea emoțională, dar depinde, pentru că uh, poți să ai ascendentul în gemeni și soarele în orice zodie vrei tu și să ai luna într-o zodie de apă sau... Nu știu, luna în Capricorn și să fii uh, foarte, foarte emoțional și foarte sensibil sau sensibilă. Depinde foarte mult de fiecare uh, astrogramă în parte, dar uh, ideea principală care este că uneori uh, e ca și cum chiar ai două personalități, pentru că până la urma urmei cam asta se întâmplă: sunt doi gemeni, sunt două energii care ambele funcționează împreună și secretul care este? Nu să excludem una din ele, nu sunt doar așa sau sunt doar așa. Nu, trebuie, trebuie acceptare și trebuie să înțelegeți că ambele părți sunt, ambele bucăți sunt foarte importante și sunt esențiale una pentru cealaltă și din ambele zone aveți câte ceva de învățat și ceva care să vă ajute să evoluați. Deci este cumva o binecuvântare faptul că puteți să fiți în așa multe feluri și nu doar într-un fel care să vă facă să rămâneți poate prea, uh, prea în aceeași uh, stare mentală, prea static, prea fix. Deci Faptul că sunteți zot mutabilă, este din punctul meu de vedere să ai ascendentul într-o de mutabilă, înseamnă că în viața asta te poți adapta foarte ușor indiferent de situație. Și alt lucru pe care l-am observat: persoanele care au ascendentul în gemeni, de multe ori au și uh, sunt și foarte creative. Au uh, au capacitatea să-și imagineze scenarii din filme. De exemplu, dacă își imaginează o poveste în capul lor, e ca și cum acea poveste deja ei poate o pot viziona în mintea lor ca și cum s-ar uita la un film și imaginează tot foarte multe detalii de la cum sunt îmbrăcate personajele la cum arată locul la ce se întâmplă cine zice prima replică cine zice pe a doua deci sunt persoane foarte foarte expansive din punct de vedere mental, sunteți persoane. Eu tot zic sunt, sunteți, pentru că vorbesc și pentru persoane care au ascendentul în gemeni, dar și pentru persoanele care vor să afle ce înseamnă ascendentul în gemeni. Deci e așa un mix uf, și în capul meu. Persoanele cu ascendentul în gemeni se îmbracă foarte, foarte fain. Au mereu un stil foarte diferit de se îmbrăca, foarte diferit față de ceilalți și diferit din ce punct de vedere. Mereu parcă sunt din altă Epocă, din alt stil vestimentar, din alt, din alt film, din alt, deci complet altă imagine. Dacă acum este la modă, nu știu, suntem brați, whatever, ei vin îmbrăcați ca și cum ar fi în anii 2000, exemplu. Chiar dacă moda se întoarce mereu și bla bla bla, dar ei au chestia asta lor, unicitatea asta lor și păstrează anumite elemente, anumite lucruri. Și tot timpul le readaptează în funcție de uh, vremurile în care trăim. Deci, mie personal, lucrul ăsta mi se pare foarte, foarte fain. Și lucrul ăsta se întâmplă pentru că gemenii au tendința cumva să-și păstreze mereu sufletul ăsta de copil. Și uh, lucrul ăsta se vede și pe chipul lor, nu sunt acele persoane care îmbătrânesc vizibil. Parcă rămân mereu la fel. Parcă nu mai îmbătrânesc. Parcă au tot timpul aceleași trăsături inocente, ca de copil. Uh, au, au particularitatea asta lor, chestia asta lor și mie personal uh, mi se pare foarte foarte, uh, foarte fain pentru că Uh, mai ales în uh, vremurile astea în care trăim, unde uh, toată lumea e panicată să nu îmbătrânească, să ai în mod natural chestia asta, să rămâi mereu foarte cute, așa, mi se pare un plus. Uh, da. Deci, sunt foarte multe aspecte pozitive când ai asta în gemeni. Uh, este mai greu pentru ceilalți să te înțeleagă, pentru că aerul este peste tot și nicăieri. <laughs> dacă înțelegi ce înseamnă exact chestia asta, ai să te înțelegi pe tine foarte bine și rezonează în general persoanele cu ascendentul în gemeni, persoanele care la rândul lor au ascendentul în gemeni sau care au ascendentul tot în zote de aer sau foc, persoanele cu ascendentul în pământ, de exemplu eu am ascendentul în taur și este în pământ și eu n-aș putea, de exemplu, mi s-ar părea obositor, vorbesc foarte sincer, am, am, mereu zic că sunt sincer în clipurile astea, mi s-ar părea obositor din ce punct de vedere, eu ascendentul meu în taur mă face să fiu foarte rezervată din exterior și să nu, eu nu prea comunic, să așa mai mult analizez. Și o persoană care are ascendentul în gemeni este peste tot și vorbește cu toată lumea și este foarte, foarte mult agitație și... Și pe mine lucrurile astea nu mă fac să mă simt 100% confortabil. De asta zic că persoanele cu ascendentul în gemeni cred că s-ar potrivi mai bine cu persoanele care au ascendentul tot în zodie de aer sau în zodie de foc. Asta nu înseamnă că noi nu putem, adică că oamenii nu pot fi prieteni sau că nu pot funcționa. Dar zic așa ca idee cum se simte, cum se vede acest ascendent din exterior, din perspectiva altora. Pentru că, până la urmă, cam Asta înseamnă Ascendentul și ca să uh, concluzionez acest clip, sper că concluzionez, este un cuvânt în limba română și nu un amestec între italiană și română, pentru că eu mai fac asta. Uh, mă rog, ca să finalizez acest clip, uh, aș vrea să uh, povestesc acest mic exemplu. Nu mai știu exact dacă l-am spus deja în alte clipuri, dar nu contează. Este un exemplu pe care și eu l-am auzit la rândul meu și spune în felul următor, ca să fie cumva pe înțelesul tuturor ce înseamnă Ascendentul, Soarele și Lună. Uh, pentru că dacă vrei să știi care este Ascendentul tău, sunt șanse foarte, foarte mari să vrei să știi care este și Luna ta. Ascendentul, ce înseamnă? Deci, imaginați-vă o casă și o curte. Ascendentul este curtea. Deci, este ceea ce se vede din exterior. Oricine trece pe lângă casă, vede curta, Vede cumva cum ești tu din exterior, cum arăți, cum te îmbraci, cum te comporți, cum reacționezi, dar nu, uh, nu vede mai mult decât curtea. Soarele este sfrageria din casă. Odată ce ai intrat în casă, te duci acolo și vezi frageria. În fragerie vin tot felul de oameni, prieteni, familie, cunoștințe, whatever. Soarele este personalitatea și caracterul nostru și ego-ul nostru. Deci, cine te cunoaște mai bine, cine ajunge să te cunoască mai bine, ajunge să-ți cunoască soarele, adică intră la tine în fragerie, metaforic vorbind. Iar luna este dormitorul tău și în dormitor nu ducem pe toată lumea. Deci, Asta ce înseamnă? Că este partea ta interioară, pe partea, este partea ta emoțională, partea ta afectivă, cum ești tu în interiorul tău, cum simți lucrurile, emoțiile. Și dormitorul nu-l vede toată lumea, cum spuneam, pentru că este acea lume mai secretă. E, asta este luna, este lumea noastră secretă. Și noi împreună suntem această casă frumoasă cu stragerie, curte și dormitor. <laughs> Deci, de asta zic că este important să știm și ce înseamnă soarele și ce înseamnă luna. Da, cam asta am avut eu de zis astăzi. Sper că acest clip a fost util. Ne vedem data viitoare cu un clip nou. Nu știu despre ce va fi clipul nou. Sper să termin cât mai repede seria despre Ascendent ca să pot să vorbesc despre Lună, pentru că Luna este partea mea preferată din astrologie. <laughs> ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa!